Alef News. Îți arăt povestea unui om altruist care a salvat zeci de suflete. Este vorba despre Florin Moldovan, un medic de familie din comuna Bivolar, județul Iași. Riscul trebuie să ne-l asumăm, pentru că asta este meseria noastră, asta este activitatea noastră. O mare parte din pacienți sunt imobilizați la pat, care necesită nu doar, știu, administrare de tratament. Instituția la care lucrează a fost declarată focar, dar medicul i-a salvat pe toți. Ana Maria Rus de la Iași e aici cu noi. În primul rând, să știi că este vorba de un centru medico-social, cam unde este plin de bolnav cronic, bolnav de peste 70 de ani, mulți dintre ei să știi că sunt imobilizați la pat. În luna august erau acolo internați 60 de pacienți, dintre aceștia 42 s-au infectat cu COVID, pe lângă ei au fost și 15 angajați infectați cu COVID. Vestea bună este că pe 10 octombrie au scăpat de acest focar. Eu am vorbit astăzi și cu unul dintre pacienți, Alexandru Uțan, un bărbat. Mă, da, am început să... Am căldură așa. După aia mă muiem de pe picioare, am speriat prima dată, cum să nu mă sperică. Uite, așa se reclădește România, cu oameni de ăștia care se duc acolo unde nu sunt condiții. 60 de oameni vindecați de COVID, de un doctor care s-a expus tot timpul la riscul de a fi infectat. Caută Alef News în rețeaua ta de cablu și selectează la favorite pe televizorul tău. Știu că o să-ți placă!